să continui prezentarea de Inkscape cu încă ceva. Și am cam cașeală cu noi, are timp să terminați programul. Astăzi văd că sunt destul de puțini dintre cei care ceruseră data trecută țeapa lor. Dar ce vrea publicului? O să facem un furt de zăpadă. Și cu ocazia asta o să încercăm să învățăm și niște chestii mai speciale. Știu că e de prima furt de zăpadă cum mi-a trecut entuziasmul după ea, dar... Dar să facă cu ceea ce vreți. O să mai vreți. Păi știu, eu ce? Eu ce? Nu la viitor, deja o să fie pregătiți. Cam majoritatea altor chestii pe care începem să le desenăm în Inkscape, o facem pornind de la cinele de sfidă. Mă întreb tu. Până aici nu știu. Așa. Mai facem și drept. Eu am trăstat și eu îl duplicăm. Yeah.
Sau dacă vrem, putem să încercăm să facem altceva. Deci tot așa intră în grupul ăsta. Acum pătrățel. Pe care le rotesc la 5 de grade. Până aici. Mai bine așa? Selectez tot fundul. Acum vreau să fac tot să fac un singur obiect. Asta înseamnă că trebuie să desfac clonele, să le fac să fie din obiecte independente. Clonă, unlink, clonă. Desfac și grupurile. Grup, ungroup, but inner. Și acum avem un singur obiect, vedeți? Hai să dăm o culoare de fund de zăpadă. Fund de zăpadă trebuie să fie alb. Nu putem să facem alb, cum s-a vedea de fundare, și să facem albastru foarte deschis. Nu asta. Gracias.
înălțime. Hai să zicem 4 cu 4, ca să vreau. 4 cu 4. Hai să fie 5 cu 4. Dăm creare și face... Nu. Și face așa, vedeți? Nu știu, era un model care e voi. Încercăm să vădăm puțină varietate. Îi spunem să scaleze. Putem să dăm procese sau spunem randomizare. Hai să zicem că vrem să randomizeze cu 30% scalare pe X și Y. Vedeți, avem fulgi de diverse măriri. Tot e prea mică, sigur. Mergem și la rotație. Zicem să randomizeze și rotația. Tot 30% asta de încercăm. Vedeți că și șorii noștri? Ce am putut, dacă am putea să fac? Îi dau amplant. Care este o funcție de grea în jasă și am încercat să fac acum. Dacă dai tot, trebuie cum poate mult. Tot dăm așa până când găsim o... putem să ne plată. Alternativ la amplant, putem să facem... selectăm pe toți. Mergem în dialog de aliniere și distribuire. Și le punem pe toate undeva așa, la mijloc. Una peste alta. După care avem aici funcția care le randomizează nu aici, asta. E un bută, ca și fel, trebuie să nu se discută acum. Și acum putem. Ups. Uite, de ce gata de ușă? Nu, aici doar le-am pus așa, pe poziția asta, așa. Eu cam asta am făcut să se arăt de zăpadă, pentru că s-o pune